Salut dragii mei. Astăzi vine un nou episod, 16 decembrie 2021, episodul numărul 214 din episoadele zilnice cu cuvinte și expresii. Expresia de astăzi este a da din umeri. Avem substantivul un umăr, doi Umeri, ce sunt umerii, observați aici avem 2 i ce sunt umerii, <sus> sunt parte din corpul uman. Um, și uh, umerii sunt importanti. <sus> Au un rol în a susține de exemplu, un copil de 2 ani, poate să stea pe umeri și atunci îl susții pe umeri. Um, sau Umerii sunt foarte importanți, bineînțeles. E partea corpului dintre mână și trunchi. Trunchi reprezintă restul corpului, ca să zic așa. Trunchi. Vedeți că acest cuvânt trunchi se folosește și la copaci. Copacii au un trunchi. Adică întregul organism, întregul corp se numește trunchi. Ok? ce înseamnă a da din numeri sau a ridica din numeri înseamnă că o persoană spune nu știu sau nu cunoaște sau se poate exprima, de exemplu, indiferența sau nedumerirea. Nedumerit E cineva care e confuz, nu știe, nu înțelege, e nedumerit. Și atunci ridică din umeri. Această mișcare a corpului e o formă de comunicare, pentru că știți cum e? Ființa umană comunică în diferite forme. Noi oamenii putem comunica cu. Gura, adică vorbind, putem comunica cu ochii, putem comunica cu umerii, putem să semnalizăm ceva prin diferite acțiuni sau mișcări ale corpului omenesc sau corp uman. Okay? Și atunci, expresia asta există sigur în foarte multe limbi, pentru că ființa umană atunci când nu înțelege, nu știe este confuz, ridică din umeri. Există, practic, această mișcare, pardon, această mișcare fizică când omul ridică din umeri, deci umerii se apropie de urechi și spune, nu știu, nu înțeleg. <laughs> Sau dacă e o persoană care e indiferentă, adică nu îmi pasă, mi-e indiferent, atunci ridică din umeri. Să vă dau și câteva exemple. De exemplu, dacă doi prieteni vorbesc și sunt la bar și pe lângă ei trece un alt bărbat și unul din cei doi prieteni spune îl cunoști pe tipul ăsta care a trecut pe lângă noi și celălalt zice nu știu, nu-l cunosc și în timp ce spune asta, ridică din umeri. Sau a, a dat sau dă din umeri. Ceea ce înseamnă că spune că nu, nu știu cine e omul ăsta, trebuie să-l cunosc, nu știu cine este. Sau în momentul în care <laughs> mama vine în casă, scuze, vă dau destul de multe exemple cu familie și copii, dar. na mama e în casă și <laughs> când ajunge în camera copiilor, e dezastru în camera copiilor, e haos, mizerie. <laughs> și mama îl întreabă pe copil, cine a făcut mizeria asta? Și copilul ridică din umeri și spune, nu știu, nu eu, nu eu am fost cel care a făcut asta, a fost Cosmin. <laughs> Cosmin probabil fratele. Știți cum sunt frații și surorile. Întotdeauna dau vina unul pe celălalt. A da vina pe cineva înseamnă că arăți cu degetul și spui nu, el este vinovat sau ea este vinovată. A da vina pe cineva. Și câteodată așa fac surorii, surorile, și frații, <laughs> dau vina unul pe celălalt. Nu, n-am fost eu, el a fost. <laughs> ok? Um, de exemplu, um, un alt exemplu, tata <laughs> îl întreabă pe copil ce a zis mama, cum i s-a părut uh, ideea asta de a merge în excursie în Tanzania, ce a zis? Și copilul spune Păi mama a ridicat din numeri și nu a știu ce să spună. Adică mama e nesigură, nu știe exact, a, a dat din numere, a ridicat din numeri, nu are un răspuns, nu știe. De exemplu, există această expresie în foarte multe limbi pentru că, cum spuneam, este o fel de, de, comunicare care cumva vine natural omului. Îți vine, vine, e ceva natural să ridici din umeri în momentul în care, nu știi, nu te interesează, nu înțelegi, um, ok? E destul de fire și nu e greu de înțeles, ba mai mult, am pus și o ilustrare pentru voi în acest episod și sper să vă ajute. O ilustrare înseamnă o imagine, o nu pictură, dar o imagine. OK? O zi excelentă de joi, 16 decembrie 2021.